Care e cea mai plăcută amintire pe care o ai legată de biciclete? Poate o să ți se pară banal. Uite că a venit și George. Dar țin minte că m-a apucat odată ploaia. Îmi plăcea să merg pe ploaie, aveam un hanorac. Și m-a luat totuși, eram la Jilava. Și băiatul ăsta de la Jilava, care repara biciclete, avea un scooter care mi l-a dat să mă plimb de multe ori cu el. Și m-a adus ăla până în București, eu cu bicicleta în spate și el, nu știu de ce, mi-a plăcut foarte mult. Situația aia atunci. Îmi plăcea să merg pe ploaie. A fost frumos totuși, mi-a plăcut, am avut. Eram înnebunit, cunoșteam toate cursele cicliste, adică cunoșteam, le urmăream. Și am avut și noi cicliști, de exemplu Dumitrescu, care a ajuns o dată în cea mai mare performanță a lui, mi-aduc aminte, în tur al Angliei, pe locul 2, și în cursa păcii, era o cursă păcii, Germania, nu știu, Varșovia, mi se pare. A fost și acolo, în primii 10, deci Dumitrescu era cea. Până mai era unul, Zanoni, Moiceanu, Gabriel Moiceanu, și mulți care nu mai, îți dai seama, sunt 30-40 de ani de atunci. Nu mai mi-a și cum urmăreai cursele? Te uitai, erau la televizor sau cum? Mă uitam, urmăream și eu pe ziar când a ajuns, ce a făcut, cum a tricou galben, cine l-a luat. Citeam, era ziarul Sportul. Și am avut odată privilegiu, dar ne-a oprit. Mă duceam către Ploiești și tocmai am văzut o cursă care mergea spre Brașov. Și care tocmai ăsta cel mai bun, Dumitrescu, a spart și a rămas în urmă. Și a rămas, mi se pare, cu el Zanoni, ca să-l ajute. Cum adică a spart? A spart cauciucul, i s-a spart cauciucul. Și până a venit ăla, că era o mașină cu roți, i-a schimbat roata imediat ca să prindă plutonul. Și l-a ajutat ca să meargă, că singur nu prea mai poți să prinzi plutonul, știi? Și cum l-a ajutat? Păi mergea în plasa lui. Făceau curândul, știi, și așa. El fiind cel mai bun, că zice că odată îmi povestea un... Băi, zice, când dătea niște... Când vrea el să evadeze, știi, nu mai putea să țină nimeni după el. Avea niște muși la picioare aici. Și îi văd și acum figura, era roșu la față. Cum mai trăi? Trăiește, dar... A venit după Revoluție pe aici, mi se pare că e în America. Trăiește, băi, are... Cam dus seama mea, cred că e 70-70 ceva. Păi da, da, zilele noastre, da. Vârsta asta e privilegiată. Da. Și acum mai mergi cu bicicleta? Mai merg. Unde mergi? Destul de rar. Până la Jilava am fost de câteva ori, până la Măgurele, o iau pe Giurgiule așa, fratii meu mă duc. Mai de ună zi am fost la el, cu bicicletă. Și el n-a vrut să meargă. Cu care? Cu... Cu George. Cu ce bicicletă? Păi el are Hercules. Și eu cu aia care... Cu tractorul. Cu tractorul, da. Îți place tractorul? Cu tractorul care ai umplut pedalele de pământ. De pământ. La prima evadare. Da. Și când mă uit, zic ce drept. Că prima dată a început George a văzut că pe pinion era plin de pământ între șanțuri. Și l-a curățat. Și pe urmă eu am văzut pedalele, dar se uscase pământul, dar abia l-am scos cu șurubelnița, știi, și ieșea așa cârnați. Zic, uite mă, de-asta avea 19 kg. Că un kg era noroiul după aia. Cântărit-o? Am cântărit-o.
19 kg? Da. Mă așteptam să aibă mai mult. Nu, 19 kg. Cursiera asta are 14,5. După ce i-am pus portbagajul. Mhm. Bă, dar mie îmi place cum merge. Tractorul. Da. Dar povestește-mi cum veneai tu de la Bolintin, la București. Câți kilometri sunt Bolintin-București? De aici, de unde suntem noi acum. 30 de kilometri până la mine acasă. Cu bicicleta și cu ce aduceai tu? Îți legai un bidon în spate? A, aveam un bidon, da. Roșii. Umpleam ăla cu roșii, dar aveam un Hercules. Bă, știi cum mergea ăla? Aveam un Hercules cu schimbătorul în butuc. Am făcut în vara aia vreo 10 drumuri. Și câte chile de roșii aduceai? Vreo 10 chile, păi le puneam acolo până la București să... Să făcea suc de roșii. Am avut în anul ăla niște roșii, uite așa, mari. N-am mai văzut așa roșii. Și aveau o formă... Semăna cu gogoșari. N-am mai văzut așa roșii, dar un gust bun a făcut la suc atunci. Și în cât timp făceai 30 de kilometri cu 10 kg de roșii în spate? 2 ore fac. Eu 2 ore fac. Te opreai? Nu mă opream, dar nu pot să merg așa tare. Și pe urmă, până oraș, pe acolo, era... Păi eu fac cu bicicleta o oră prin oraș. E nasoala circulație. Veneam până Ciorogârla, Am venit și pe autostradă, dar mi se părea că ocolesc mai mult. Da. Și n-aveam voie. Față de cum era când erai tu tânăr, sunt mai mulți sau mai puțini bicicliști acum prin București? Păi acum sunt mai mulți. Acum sunt mai mulți? Da. Atunci, văd că acum e o modă cu... Foarte mulți fac... curse cu bicicleta, știi, adică fac mișcare, pentru mișcare, mulți au bicicletă, foarte mult. Și au ieșit după Revoluție bicicletele astea cu multe viteze, știi, care merg ușor. Dar... N-ai făcut niciun drum până la mare cu bicicleta? Nu. N-am avut... În 250 de kilometri. În 2 zile. N-am... Nu puteam să mă duc singur. Am dus cu mașina singur, adică cu Valeriu, cu trafic. Dar atunci când erai tu mai tânăr și mergeai cu bicicleta, se făceau și ieșiri de-astea cu bicicleta pe munte? Nu. Nu existau mountain bike-uri? Nu. Erau doar asociațiile astea cicliste. Olimpia era cea mai puternică în ciclism, până mai era Dinamo, Steaua, cred că avea ceva.